Primul program de sprijin al actualei echipe de guvernare vizează cultivatorii de tomate. Astfel, agricultorii se pot alege cu un ajutor de minimis în valoare de 3.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de spații protejate în care se cultivă roșii. În cadrul emisiunii Agricultura la Raport, Ovidiu Ghina a stat de vorbă cu cei mai importanți legumicultori de la noi din țară. De la masa discuțiilor nu a lipsit nici Mircea Bujor, din județul Teleorman, care joacă rol atât de cultivator, dar și de procesator. Pentru oamenii simpli, cumpărătorii, contează mai puțin de ce ajutoare beneficiază legumicultorii. Altele sunt punctele de interes. Bujor le-a explicat. Calitatea, în primul rând. Adică, de exemplu, ce avem noi în câmp, e foarte greu să vinzi la supermarket. Vindem numai din spații protejate la supermarket. Roșia din câmp nu prea o vinzi la supermarket, pentru că are o deformare. Are, adică nu poți să o realizezi în câmp la fel cum o realizezi în spațiu. E mai neconformă. E mai neconformă, dar adevărul e că e mai gustoasă decât cea din solar. Evident, pe lângă calitate, românul se mai uită și la preț, iar Mircea Bujor se așteaptă ca în luna iunie pe piață să apară o cantitate mare de roșii care va fi în beneficiul consumatorului. Știți de ce mă sper eu în programul ăsta cu 3.000 de euro? De prețul roșiei în luna iunie. Păi el nu are efect decât pe mai. El are efect decât pe mai, dar plusul de producție o să se ducă în luna iunie. Atunci o să fie roșie multă. Abundența, și părerea mea că mai mult de 50 de bani pe roșie nu o să avem. Dacă lucrurile vor sta, așa cum spune domnul Mircea Bujor, atunci scopul programului pentru tomate va fi fost îndeplinit.